Marcel Ciolacu, actualul lider politic, a anunțat oficial candidatura sa pentru funcția de președinte al României. Ciolacu a subliniat nevoia de schimbare în România și a insistat asupra responsabilității și echilibrului în exercitarea acestei funcții. Candidatura sa este susținută de un plan pentru România, structurat în jurul a cinci priorități naționale. Creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, protejarea tinerilor de consumul de droguri, și apărarea drepturilor românilor din diaspora. De asemenea, acesta a subliniat și faptul că românii vor ști pe ce sunt cheltuiți banii publici. Angajamentul meu moral este că toți românii vor ști pe ce și de ce se cheltuie banii publici, a transmis Marcel Ciolacu. Totodată a accentuat și faptul că misiunea unui președinte este de a uni toți românii și faptul că echilibrul, responsabilitatea și transparența sunt pilonii unui viitor puternic și dezvoltat pentru România.